Prima dată când te hotără să investești, poți să ai o impresie greșită. De ce spun asta? Pentru că apare această impresie binară. Dacă investești și crește piața și ești pe verde, atunci este excelent, este foarte bine. Dacă tocmai ce ai investit și piața scade și ești pe roșu, atunci ai avut ghinion încă o dată și aici. Problema este că nu se adaugă nuanță, cel puțin la început de drumul în investiției și este normal. De aceea în acest material vreau să-ți schimb puțin percepția față de acum acumulare de acțiuni pe bursă pentru că în momentul în care scade piața există oportunități. Prima dată vreau să discutăm despre acest plan de investiții. Să spunem că tu câștigi un salariu net de 5000 de lei în fiecare lună, da? Și investești 1500 de lei lunar. Este un exemplu fictiv pe care îl poți particulariza. Ție. Și presupunem că investești în fiecare lună în trei companii, în trei acțiuni. Și investești diversificat la ponderi egale, 500 de lei, 500 de lei, 500 de lei. Clasă de active acțiuni, număr acțiuni, 3 acțiuni. Ei bine, industriile la care ai expunere, să presupunem că sunt energie și sectorul financiar. Da? Două companii din energie, o companie din sectorul financiar, o bancă să spunem, da? OEV Petrom, Nuclear Electrica și Banca Transilvania. Frecvența de investiții lunar în fiecare lună, vine salariul, rupi 1500 de lei din salariu, știu că e foarte mult ca pondere. E posibil. Este. Trebuie să trăiești mai frugal, dar e un exemplu fictiv, ți-am spus. Și atunci, iei 1.500 de lei, Investești pe bursă și atunci ai două așteptări. Sunt două situații, două tipuri de așteptări. Ori ai așteptări cu potențial scăzut, ori ai așteptări cu un potențial ridicat. Adică tu investești în aceste trei companii, în A, B și C. Ți-am spus, poți să zici Nuclear Electrica, OMV Petrom și Banca Transilvania. Ei bine, tu investești câte 500 de lei în fiecare lună, în fiecare dintre cele trei companii însă dacă compania A se tranzacționează la 8 lei în momentul în care îți deschizi prima dată poziția de investiții, compania B la 6 lei pe acțiune și compania C la 14 lei pe acțiune, dacă fiecare dintre aceste companii urmează să crească direct după ce tu ți-ai deschis poziția de investiții, atunci de fiecare dată când investești lunar și desfășori acest DCA, dollar cost averaging, sau consolidare de portofoliu graduală cu 500 de lei lunar, în fiecare companie, adică 1500 de lei lunar, atunci tu ce faci este să îți crești baza de cost. Ce înseamnă baza de cost? Dacă cumperi la 8 lei prima dată, după care dacă cumperi la 10 la 12, la 14, bineînțeles că prețul mediu de achiziție sau costul mediu de achiziție este cu mult peste 8 lei prima dată când ai intrat în această companie. La fel și pentru compania B, la fel și pentru compania C. De fiecare dată când investești la un preț mai mare, îți ridici baza de cost. Și atunci, dacă să spunem, tu cumperi la 6 lei pe acțiune, prima dată, de 500 de lei, și după investești la 7, la 8, la 9, să spunem că doar crește compania B în prețul pe acțiune, atunci în momentul în care ajunge la 12 lei pe acțiune, tu dacă ai baza de cost 8-9 lei, nu mai ai randament de 100% decât dacă ai fi avut baza de cost de 6 lei pe acțiune. Sper că ai înțeles. Ceea ce am vrut să spun, de ce? Pentru că ne uităm la așteptări cu potențial ridicat. Tu, în momentul în care crezi într-o companie și crezi în viitorul acelei companii, crezi că acea companie va reuși să creeze valoare în economie în continuare și vrei să-ți transpui puterea de cumpărare a banilor pe care îi aloci în investiții în factorii de producție pentru acea companie ca să producă valoare și tu să fii răsplătit în dividende și o potențială apreciere pe acțiune, atunci pe termen scurt tu vrei să scadă prețul pe acțiune. Și atunci investitorii vânează aceste scăderi pe bursă. Investitorii urmăresc aceste scăderi unde își alocă mai mulți bani să-și reducă baza de cost, în engleză, Averaging down și o să discutăm despre acest fenomen în cele ce urmează. Pentru compania A, dacă tu ai început să investești la 8 lei pe acțiune și scade la 6 lei, scade la 5 lei și tu poți să acumulezi pe aceste scăderi în momentul în care crește la 12 lei, nu mai e baza de cost 6 lei să spunem sau 8 lei cât am spus, ci poate să fie 5 lei. Da? Sau dacă ai acumulat prima dată la 8 lei, poate să fie baza de cost 6 lei și să ai... 100% randament în momentul în care crește și vinzi potențial, dacă vinzi, dacă nu, randament nerealizat. Și atunci în compania B la fel, dacă investești prima dată la 14 lei pe acțiune și scade, scade și acumulezi o dată aici, o dată aici și îți reduci baza de cost la 12 lei pe acțiune, în momentul în care crește la 24 lei pe acțiune, potențial, prețul tău țintă, să spune și vinzi, are randament de 100%, nu doar de 70%, de ce? Pentru că ai acumulat mai jos și ai acumulat și mai mult, adică odată ți-ai redus baza de cost și ți-ai crescut și baza investiției. Când pleacă la acel preț, îți ridici investiția la un cuantum mult mai mare. De ce? Pentru că pleci de la o bază mai mică cu mai mulți bani. La fel și în cazul companiei C. Și atunci investitorii, în momentul în care identifică perle sau companii cu potențial și să spunem că investesc 1500 de lei din 5000 de lei salariu net și abia încep să investească, ei vor să scadă prețul pe acțiune sau să reușească să acumuleze pentru că, bineînțeles că am discutat la nivel simplu, da? Dar dacă adăugăm nuanță, tu ai aceste trei companii, poate că una dintre ele scade în preț, poate că altele două cresc în preț. Și atunci să spunem că una care scade a trebui mai mult, dar a mai abordat asta în mai multe materiale. Poate să fie un cuțit în cădere liberă. Și să scadă, să scadă, să scadă, tu să acumulezi și să nu mai iei în companii care au potențial mare, deși se apreciază pentru că vrei să-ți reduci baza de cost. Și atunci ce faci este să tot aloci într-un cuțit în cădere liberă, care nu face decât să îți piardă o parte din avere. De aceea, o să discutăm mai târziu în acest material. De anumite zone de acumulare în care poți să urmărești unde să acumulezi mai mult și unde să te oprești foarte important să acumulezi și să îți continui procesul de acumulare în companiile care sunt în teza ta de investiții. Dar mergem mai departe și vreau să discutăm despre acest averaging down. Ce înseamnă acest averaging down? E bine, tu dacă cumperi 15 acțiuni la 10 dolari, după care cumperi 25 de acțiuni la 8 dolari, 20 de acțiuni la 7 dolari, 14 acțiuni la 5 dolari, atunci tu îți reduci baza de cost, deși ai investit prima dată la 10 dolari. Baza ta de cost este 7,56 dolari. Cum am calculat? Cost mediu te poți ajuta de această formulă. Uite, putem să ne uităm împreună aici. 15 acțiuni comparate la 10 dolari, a doua poziție, 25 acțiuni comparate la 8 dolari, a treia poziție. 20 de acțiuni comparate la 7 dolari, 14 acțiuni comparate la 5 dolari, supra numărul de acțiuni achiziționate în toate cele 4 poziții de investiții deschise gradual în această companie care a scăzut și vedem costul mediu 7,56 dolari pe acțiune. Deși tu prima dată ți-l ai început la 10 dolari, dar pentru că ai investit mai agresiv la 8, la 7, dar mai puțin la 5 dolari să-ți diminuezi un potențial risc să scadă în continuare, ți-ai redus bază de cost la 7,56 dolari. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă această companie ajunge la 20 de dolari, tu nu ai 100% randament cum ai fi avut de la 10 dolari, ai 164% randament pentru că baza ta de cost este mai mică, pentru că ai acumulat mult mai mult și pe lângă asta, dacă ai fi acumulat doar aici 15 acțiuni la 10 dolari, cât avei? 150 de dolari, la 20 de dolari aveai 300 de dolari plus 150. Dar pentru că tu ai cumpărat 15 acțiuni la 10 dolari, 25 la 8, 20 la 7, 14 la 5 și ți-ai redus și baza de cost în momentul în care se apreciază. Dacă se apreciază și discutăm și despre asta, pentru că nu e sigur dacă se apreciază, poate să fie o scădere în continuare, depinde de unde derivă acea scădere și de unde derivă acea schimbare în percepția pieței. Și mai târziu în acest material, dacă rămâi cu mine, da? Deci, dacă rămâi cu mine, o să aprofundăm împreună un studiu de caz cu proprietarul brandului UGG, care a avut o evoluție foarte frumoasă pe bursă, dar a avut niște scăderi într-o perioadă în care ai fi zis că este un cuțit în cădere. Și vreau să aprofundăm, să ne gândim în trecut ce am fi făcut, pentru că putem în retrospectivă să gândim un proces de care să ne ajutăm în viitor. Așa că rămâi cu mine și lasă un like la acest material dacă te ajută aceste informații, da? Lasă un like și un comentariu despre următorul lucru. Tu când investești, faci DCA indiferent de preț, adică acumulezi indiferent de preț cu acea sumă de 500 de lei ajustată, bineînțeles, la particularitățile tale sau aștepți scăderi strategice. Lasă un comentariu jos și spune -mi și mie, fac DCA sau acumulez strategic atât două secunde din timpul tău prețios, ți-l respect și nu îți iau mai mult două secunde. Te rog, lasă un comentariu ca să putem interacționa în comunitate. Mai jos, dacă ne uităm să spunem că îți începi poziția de investiții la 8 lei pentru această companie, da, după care acumulezi la 9 lei, la 9,5 lei, la 10 lei, da, acumulezi pe la 10 lei,5 și la 11, la 12, ei bine, baza ta de cost poate să fie 10 lei. Deci, chiar dacă ai acumulat la 8, poate să fie 10 lei, să-ți o crești. da? și atunci, practic, de la 10 lei la 13 lei, dacă ajunge, ai 30% față de cât dacă ai fi investit mai mult la 8 lei. Și atunci nu e ca și când poți alege să ne înțelegem. Noi vorbim aici anumite aspecte, fenomene, ca să poți să înțelegi mecanismul din spate. Evident că pentru o astfel de companie care a ajut la 13 lei, e foarte bine că îți ridici baza de cost pentru că tot ești pe plus și o companie care oferă valoare, oferă valoare, crește și cumva ridică așteptările pieței și e o companie excelentă. Dar nu este singura, nu este singura oportunitate. Sunt atât de multe oportunități în piață, de aceea trebuie să înțelegem cum să cuantificăm aceste oportunități, cum să acumulăm în aceste oportunități și cum să cuantificăm costul de oportunitate al capitalului, pentru că în orice acțiune investim, în orice companie investim, renunțăm la investiții alternative. Și Benjamin Graham, profesorul lui Warren Buffett, spunea că el ar cumpăra orice companie la un preț just. Ce înseamnă asta? Să acumuleze la un preț atractiv și să câștige în momentul în care ar fi existat convergența către valoarea intrinsecă. Warren Buffett a preluat de la Benjamin Graham anumite caracteristici de investiții, dar nu toate. Warren Buffett a zis că mai bine investești la un preț în regulă, just, da? nu mic neapărat, un preț ok pentru o companie extraordinară, cum a fost Apple, Coca-Cola și așa mai departe. Benjamin Graham a spus că ar fi investit în orice companie, indiferent de companie, mai mult sau mai puțin, dacă prețul era mic față de valoare intrinsecă și atunci este important să înțelegem faptul că sunt atât de multe oportunități și trebuie să știm în ce acumulăm, cât acumulăm și cum, da? în ce Fel. Acest averaging down, după cum îi spune și numele, înseamnă să îți reduci media de cost în jos, da? Dacă cumperi aici, cumperi aici, cumperi aici și vinzi mai sus, după care iar cumperi și cumperi în alte companii, că asta e mai mult trading, eu spun așa, în investiții pe termen scurt, mediu și lung, da? Și vedem că averaging down este o strategie de investiții sau trading folosită de foarte mulți trader sau investitori, când prețul pe acțiune scade, după care tu cumperi, ce faci este să nu vinzi mai jos sau să lași prețul pe acțiune așa cum este, ci să cumperi mai mult și dacă repeți acest proces de mai multe ori, prețul de achiziție mediu devine mai mic și dacă vinzi, decât să realizezi o pierdere, bine asta vorbește mai multe traderi aici, îți crești potențialul după ce vinzi decât dacă ai fi cumpărat doar aici. Aici e mai mult de trading, nu e vorbind de investiții. Să spunem că tu ai cumpărat aici și să spunem că ai cumpărat în aceste oportunități, ai acumulat și după care, dacă ți-ai atins prețul țintă într-un an, 2, 3, 5, atunci vinzi. Sunt avantaje, bineînțeles dacă faci averaging down. De ce? Pentru că, ți-am spus, îți scazi bază de cost și îți consolidezi și poziția mai mult, dar sunt și dezavantaje. Să spunem, cele mai mari dezavantaje ar fi pentru un investitor dacă această companie sau acțiune, instrument financiar, scade, scade, scade și nu își mai revine în preț. Și atunci, o regulă pe care eu o urmez este următoarea. Tu achiziționezi în această companie da? să spunem aici, dacă scade, pentru că scade piața, deși fundamentul companiei nu s-a schimbat la nivel intern organic, dar scade și această companie pentru că piața scade, să zicem, se retrag bani, se duc în obligațiuni și așa mai departe, deși fundamentul, să spunem, rămâne promițător, atunci poți să mai cumperi, poți să mai cumperi. Dacă are o problemă fundamentală și o să vezi, e pentru proprietarul UGG, că era o problemă fundamentală organică și scade, 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 acolo poate să fie o altă strategie bună, un averaging up, dacă vrei să cumperi pe creștere să-ți arăt în cele ce urmează în momentul în care aprofundăm acel studiu de caz. Deci, practic, acest averaging down este o strategie de investiție care implică să achiziționezi mai multe acțiuni ulterior după ce ai achiziționat la un preț, dar în momentul în care prețul scade. Și atunci, odată ce ai achiziționat a doua oară, ce faci este să scazi baza de cost. Dacă achiziționezi a treia oară mai jos, ți-o tot scazi. Și dacă, practic, achiziționezi când crește, este acest averaging up și o să-ți arăt în acest studiu de Caz că și averaging up poate să fie util. Adică nu m-aș orienta să cumpăr doar când scade și să nu mai investesc în companii cu potențial care se apreciază. O să discutăm despre asta la proprietarul brandului UGG. Și atunci, înainte să mergem mai departe și să stabilim în minte acest averaging down, un investitor care a achiziționat 100 de acțiuni la 50 de dolari pe acțiune poate să mai achiziționeze 100 de acțiuni doar dacă prețul scade la 40 de dolari pe acțiune și atunci își reduce baza de cost la 45 de dolari. Dar foarte important și nu scrie aici, nu mai doar 5.000 de dolari, da, ai acum 4.000 plus 5.000, 9.000 de dolari. Adică în momentul în care crește la 100 de dolari, nu doar că faci mai mult de 2x decât te ai fi făcut dacă ai fi lăsat la 50 de dolari poziția de investiție, dar practic ai o investiție care se apreciază mult mai mult. Și atunci această tehnică de investiție poate să fie utilă, dar mai ales pentru investitori la început de drum, poate să fie o capcană de ce? Poate să fie acel cuțit în cădere liberă despre care am discutat și anume să nu mai faci diferența între valoare sau diferență dintre valoare și preț și atunci prețul să tot scadă, să tu scadă pentru că percepția pieții se schimbă și tu să fii prins în acest cuțit în cădere liberă și să nu-și mai revină poziția. Foarte multe companii au avut această situație. Și atunci, hai să aprofundăm studiul de caz cu proprietarul UGG. Vedem că în acest articol se abordează fenomenul că nu este tocmai în regulă să faci doar averaging down sau să urmărești companii doar care scad în preț și să tot adaugi, să tot adaugi și ne explică imediat de ce. Autorul scrie în acest abstract, dacă vrei, fapt faptul că se tot sugerează să faci averaging down de către profesionist, să-ți reduci baza de cost, dar poate să fie acea companie care doar scade în preț și să nu-și mai revină, să-ți crești riscul și să pierzi destul de mult atât poziția de investiții care practic scade și nu-și mai revine, cât și costul de oportunitate al capitalului, bani pe care ai fi putut atribui în companii care cresc și care de la 10 dolari ar fi ajuns la 30 de dolari și poate baza de, de cost ar fi fost 15, dar tot ai fi avut un randament foarte mare decât să fi investit într-o companie la 10 dolari care ar fi scăzut, scăzut la 8, la 6, la 4, la 3 și după care, deși baza de, de cost e 5, ca de la 3 să ajungă la peste 5, este destul de mult, știi? Și atunci aștept să-ți recap pe banii decât să fie pe plus într-o poziție de investiție. Și practic aici discută că este o diferență în abordare dacă investești pe termen lung și ții cont de fundamentul companiei sau dacă doar faci trading. Pentru că doar dacă faci trading, atunci ai stop loss-uri și nu prea te interesează. Poți să-ți reduci stop loss-ul, să mai acumulezi pe averaging down în poziția pe care vrei să-ți o construiești, dar după care ieși și bineînțeles îți asumi un risc, dar acel risc este diminuat de acel stop loss și de alte instrumente de trading. Dacă investești investești, atunci e diferit, pentru că tot acumulezi, 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 ca să vinzi doar la prețul țintă dintr-un an, 2, 3 sau când își revine acolo unde tu consider că poate să ajungă, luând în calcul valoarea intrinsecă stabilită pe acțiune, dar la compania respectivă de către tine. Și atunci, dacă investești, spune clar, investești de acea companie, după ce îți faci foarte bine temele, dacă ești convins că acea companie se tranzacționează la o valoare justă și dacă planifici să ții acea acțiune pentru mult timp. Și atunci spune clar că Redding Down te poate ajuta, da? poate să fie benefic, dar spune clar, trebuie să-i încalcul acest cuvânt poate. De ce? Pentru că deși tu ești convins că managementul este foarte bun, cum îți spun tot timpul pe acest canal și eu în viziunea mea, da? dacă tu ești convins că managementul este foarte bun și că situația fundamentală e puternică, tu poți să ai această manifestare cognitivă de natură părtinitoare, adică să fii părtinitor cu acea companie, poate spui că tu vezi și alții nu văd și poate te consideri un pic superior în viziune decât ceilalți și atunci poate să fie în dezavantajul tău, dar bineînțeles că poate să fie și în avantajul tău. Și atunci discută despre ce s-a întâmplat în dotcom bubble în 2000, dacă ți aduci aminte în acea bolă financiară cu acțiuni bazate pe internet, dotcom.com, .com, orice companie care își lansa operațiunile pe internet avea o valoare foarte mare oferită în piață, cel puțin pe termen scurt. Atunci bula s-a spart, nu intrăm în detaliu. Ideea este că dacă făceai averaging down pe una sau mai multe companii și îți reduceai mult baza de cost, și acum ai foarte multe acțiuni în acele companii. Probabil că multe dintre ele au intrat în faliment, nu-ți recupereai banii. Poate să fie, să spunem, o situație similară cu ce se întâmplă în multe proiecte cripto acum. Când vezi viitor sau ai văzut viitor în ele cu potențial, ai alocat ai făcut averaging down foarte mult, unele intră în faliment, adică se delistează de pe anumite exchange-uri sau mai mult decât atât, nu-și mai revin, unele revin, poate să facă și 20x, știu și eu, precum a făcut și Amazon. Nu știm viitorul, putem doar specula, ideea este că sunt speculații și atunci au fost speculații, dar dacă ai fi acumulat în anumite companii, spune clar în articol și autorul că ai fi pierdut banii și nu era destul de bine. La fel discută și despre anumite companii care au fraudat sau au avut niște riscuri operaționale mari, precum Enron și așa mai departe. Dacă făceai averaging down, ai fi fost prins cu altă capital investit, muncit în acele companii, fără o recuperare ulterioară. Și atunci intrăm în acest studiu de caz cu Deckers Outdoor, care practic este proprietarul brandului UGG și vedem că 80% din vânzări provin din UGG. Mai deține și alte branduri, Teva și alte branduri, dar tu probabil ești familiarizat sau familiarizată cu brandul UGG. Și atunci, da, uite, dacă îți aduci aminte, aceasta este perechea de încălțăminte UGG, este cunoscută pentru că are niște caracteristici particulare, specifice. Și atunci, Deckers outdoor cu simbolul de tranzacționare DEC este proprietarul acestui brand. Și vedem că popularitatea acestui brand a început să crească din ce în ce mai mult prin 2009. Și vedem că deși a suferit pe lângă alte companii din piață în 2007-2009, când a fost marea criză financiară, în martie 2009, pentru că piața și-a revenit, S&P 500 a crescut destul de mult în 2 ani, în 2011 a atins un vârf și în acea perioadă, deși S&P 500 a crescut cu 100%, vedem că Deckers a crescut cu 650%. Deci uite te puțin diferență uriașă de randament între Deckers și S&P. Și atunci consumatorii și investitorii cumva apreciau foarte mult brandul UGG. În lunile care au urmat, piața a început să scadă din cauza faptului că au existat probleme cu datorii și anumite probleme din zona euro, da? zona Europei. De căs, proprietarul UGG, pe de altă parte, avea cumva altă traiectorie al potențial, dar a scăzut destul de mult în 2011 când criza a devenit din ce în ce mai rea și știi foarte bine că sunt cicluri într-o economie, dar a început să crească din nou. Interesant este că la sfârșitul lui octombrie compania a raportat o profitabilitate peste estimările analiștilor de pe Wall Street, în a doua zi, adică în următoarea zi, acțiunea a crescut cu peste 10% și a atins un vârf de 118 dolari și o să ne uităm imediat pe grafic, da? Mai ai puțină răbdare, te rog. Și vedem că a mai crescut cu 22% în continuare. Investitorii erau euforici. Și atunci, hai să ne uităm pe graficul acestei companii. Într-adevăr, acum se tranzacționează extrem de sus, la 532 de dolari, dar noi vorbim despre această perioadă, o perioadă în care a avut o creștere pe care au scădere uriașă de la 120 de dolari la 28 de dolari, atenție! Și atunci, chiar dacă vezi această creștere, vreau să ne uităm împreună în această perioadă. Da, deci în perioada aceasta, între 2010 da, și 2013, 2015, chiar după ce a urmat o revenire, de ce? Pentru că am văzut cât de mult a scăzut în criza financiară, după care am discutat deja și a revenit mult mai mult decât S&P 500, de la sub 10 dolari a ajuns la 120 de dolari uriași, un randament foarte mare în 2-3 ani, după care a urmat această scădere, da? Și discutăm în acest studiu de caz de ce? Pentru că după ce a fost această creștere a început să scadă, în momentul în care investitorii au început să vândă, mai ales pe partea instituțională, și în momentul în care s-a schimbat apetitul, percepția față de viitorul companiei. Fiind și un brand, fiind în fashion, cumva se schimbă percepția destul de repede. UGG a rămas cumva un clasic, spun mulți, adică este un element de fashion care a rămas în continuare și care va rămâne în continuare, spun foarte mulți. Poate ție nu-ți place, nu trebuie să-ți placă neapărat acele încălțări și brandul respectiv, dar sunt foarte multe persoane care își cumpără și în continuare vedem că se poartă UGG, deci nu este un brand care a murit nici de cum chiar vedem că în timpul rece se poartă. Ce înseamnă asta? Deși în vremea respectivă nu se știa dacă este un brand care va rămâne în continuare și să spune va fi o companie care va reuși să crească valoarea acționarilor, vedem că s-a schimbat foarte mult percepția și un analist de la Stern AG vedem că a scăzut destul de mult prețul. Țintă pentru această companie de la 130 la 72 de dolari, care este, să spunem așa, o scădere destul de mare. Și vedem că această știre a făcut ca prețul pe acțiune să scadă cu 10% și vedem că a spart o linie de suport importantă la 95 de dolari. După care te întreabă autorul din acest articol, ar fi fost bine să cumperi la 87 de dolari? Ar fi fost bine, nu ai fi făcut everything down. După care a scăzut iar cu 8%, după care a scăzut din ce în ce mai mult, da? Și din în ce în ce mai mult. Uite, dacă ne uităm pe grafic, putem să vedem cât de mult a scăzut. De la 120 de dolari, vedem că a scăzut la 70, după care a urmat o scădere în continuare la 40-50 de dolari și a ajuns pe la 30 de dolari, da? Sub 30 de dolari de la 120 de dolari. Tu dacă ai fi acumulat aici, ai fi acumulat aici, ai fi acumulat aici, oare mi-ai fi acumulat aici pentru că ar fi putut să scadă în continuare? Într-adevăr, dacă ne uităm în retrospectivă, tu dacă ai fi acumulat aici și ți-ai fi redus baza de cost pe averaging down, ai fi avut un randament uriaș astăzi, da? Nu în foarte mult timp, vorbim de 6-7 ani aici, 8 ani, dar oare ai fi acumulat? Asta este întrebarea și ar fi fost bine să acumulezi pentru că se schimba percepția față de brand, adică era o chestie endogenă, cumva, știi? Deși venea din exterior, adică în fashion, dacă nu mai este brandul respectiv vrut și se schimbă, să zicem, sentimentul, apetitul în brand, atunci poate să moară și am văzut foarte multe companii care erau în trend cândva după care n-au mai fost complicat în fashion. Și atunci, întrebarea este, ai fi făcut averaging down? Dacă ai fi făcut, ai fi fost bine azi, dar cât de mult ai fi făcut și ai fi avut, cumva, să spunem, psihicul suficient de puternic încât să ții fără să vinzi? Asta e întrebarea. Și am văzut că această companie a urmat cu raportări mai slabe, din ce în ce mai slabe, din ce în ce mai slabe și, cumva, a pus accent pe scăderea prețului pe acțiune. da. Și vedem aici, dacă ai fi făcut averaging down, din 2011 până, să spunem, prin 2012, așa, ai fi tot scăzut baza de preț, da, baza de cost, dar uite-te puțin. De exemplu, dacă luai la 106, după care l-ai la 86, la 77, după care la 51, ai fi avut o medie de cost de 80 de dolari. Dar gândește-te puțin, dacă ai fi avut 80 de dolari, era destul de greu să ajungă iar la 100 și să îți recuperești cel puțin banii. Dar mai mult decât atât, dacă ai fi avut 80 de dolari baza de cost, gândește-te că prețul pe acțiune ar fi ajuns la 44 de dolari, adică ar fi fost 45 discount de la prețul tău mediu, costul tău mediu de 81 de dolari și atunci ar fi trebuit 84% creștere doar să ajungi la poziția ta de investiție inițială să fii pe break even, adică să nu fii pe pierdere, dar nici pe profit. Pe de altă parte, spune autorul acestui articol, dacă ai fi făcut averaging up pe această companie, în momentul în care vedeai că lucrurile se îmbunătățesc, că rezultatele devin din ce în ce mai bune, apetitul revine, investitorii alocă mai mulți bani, chiar dacă ți-ai fi crescut cu baza de cost de la 30 de dolari să spunem la 45 de dolari, bine, dar vezi și tu cum ei spun că ai fi așteptat un minim, n-ai fi luat chiar la minimul, minim, ai fi început să iei pe creșteri, da? Atunci vedem că ai fi avut un randament mare, pentru că de la 45 de dolari, dacă ne întoarcem pe grafic la 532 de dolari, sau hai să spunem 300 de dolari, n-ai fi ținut până azi, sau hai să spunem 180 de dolari, sau chiar și 100 de dolari, ai fi făcut 2x și în anii respectivi pe proprietarul brandului UGG. Să ne aducem aminte despre cine vorbim și atunci spune că e bine și să aștept să vezi dacă apetitul revine pentru companie, pentru că ce se întâmplă este că tu poți să faci averaging down, 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 să-ți reduci baza de cost, dar poate că piața își schimbă percepția și ești singurul care își păstrează un apetit pozitiv și poți să fii contrarian, adică poți să fii în opoziție față de piață, dar până la urmă trebuie percepția pieței să revină, pentru că până la urmă nu poți singur să împingi prețul pe acțiune, trebuie să vină și ceilalți. Și atunci sugestia acestui articol nu este deloc rea, chiar este un studiu de caz Interesant, care ne pune pe gânduri și cumva ne deschide ochii chiar dacă credem într-un proiect, credem într-o companie, trebuie să vedem dacă și piața își păstrează o poziție similară. Poți să fii în opoziție, da? Poți să fii contra pieței și să fii acea oaie neagră. De foarte multe ori, oia neagră face bani, dar nu mereu și atunci acolo e complicat pentru că trebuie să intri când ceilalți nu intră, dar să ți ții poziția și să-ți o consolidezi, să vinzi când ceilalți intră, pentru că dacă ei nu intră, nu o să crească. Să presupunem că tu vrei să investești în romgaz și vrei să acumulezi, da? În fiecare lună acumulezi în rom gaz. Este un exemplu fictiv, da? Poți să iei acest exemplu pentru orice companie. Și atunci, dacă prețul tău ținte este 60 de lei pe acțiune și se tranzacționează la 40 lei pe acțiune, când acumulezi sunt anumite zone mai bune în care poți să acumulezi. Ce putem observa pe acest grafic din 2014 până astăzi? Putem să vedem că a existat o volatilitate, dar totuși prețul nu a crescut atât de mult. Adică dacă luăm la început 34-35 lei pe acțiune, acum stă pe la vreo 40 lei. Într-adevăr, dacă luăm punctul minim 22 lei și punctul maxim 52-53 lei, a existat într-adevăr o apreciere, dar nimeni nu cumpără aici și vinde aici. Întrebarea este pentru această companie, când e bine să cumperi și când e bine să vinzi. Ei bine, aceste zone da, pot fi zone de acumulare, adică dacă tragem această zonă de suport care a fost pentru foarte mult timp, deși a ieșit din această zonă pentru o perioadă scurtă de timp, după care a revenit în această zonă, da, adică prețul pe acțiune s-a consolidat între această linie de rezistență destul de puternică, da, vedem că a atins de mai multe ori până a spart, dar ani de zile s-a menținut această zonă de rezistență și această zonă suport a fost și ea menținută pentru o perioadă mai lungă de timp, cu excepția acestei zone care practic a fost pentru o perioadă scurtă de timp, un an de zile care a fost în afara zonei, dar vedem că a rămas și a continuat să se consolideze în această zonă. E bine, tu ca să ai astăzi un randament atractiv sau dacă ajunge la 60 de lei și să spunem că ai fi acumulat tot timpul, atunci ar fi fost bine să acumulezi în această zonă. Dacă tragem o linie da, în mijlocul zonei de rezistență, și zone de suport și cumva împărțim această zonă pe jumătate, ar fi fost bine să acumulezi în partea inferioară. Iar eu de aceea mă uit la grafic și desfășor analiză tehnică, deși investesc pe bază de fundament, pentru că mă ajută să văd comportamentul bursier, ce zone creează de acumulare pentru mine, în sensul în care poate n-aș cumpăra aici, n-aș cumpăra aici, deși prețul meu țintă este aici, ci mai degrabă aș aștepta să văd dacă mai testează această zonă și mai ajunge da, în partea de suport pentru faptul că a fost de două ori cel puțin în această zonă aș acumula cumva în perioada în care cumpărătorii așteaptă să se vândă până în punctul în care să își deschidă ordine masive de achiziție și atunci poate să fie util să te uiți în aceste cercuri, în aceste zone, ca locuri bune în care poți să acumulezi. Și atunci o să zici, unde acumulezi în viitor, lasă trecutul. Ei bine, poți să-ți stabilești anumite zone de acumulare pentru romgaz și atunci dacă prețul tău ținte e 62 lei pe acțiune, l-am pus arbitrar, nu e nimic în spatele acestui preț, da? să nu te ancorezi în el ca fiind un preț potențial țintă pentru romgaz, dar să spunem, dacă acesta este prețul tău țintă, te poți ajuta de această zonă de suport existentă Existentă, care a fost cândva zona de rezistență, dar a fost partă, și atunci poți să acumulezi în aceste cercuri galbene. Adică, cumva poți să aștepți să acumulezi în această parte, ar fi excelent, evident, dar poate nu mai ajunge, sau să acumulezi mai accelerat în această parte decât să acumulezi în partea la care rămâne și dacă va crește o perioadă, să nu intri puternic și să aștepți să vezi dacă mai ajunge în zone bune de acumulare mai jos. Pentru că în această parte, eu personal, nu acumulez. De exemplu, dacă sparge trendul și ajunge în această parte, l-aș aștepta. Vreau să spun, dacă am deja o poziție de investiție semnificativă, nu mi-aș crește, aș lăsa o perioadă să văd dacă mai intră înapoi în această zonă și aș încerca să acumulez în aceste cercuri galbene ca să-mi reduc baza de cost cât pot de mult și, bineînțeles, să-mi consolidez poziția ca în momentul în care ar exista această creștere potențială de până la 63 aproximativ lei pe acțiune, să fie o creștere de la o bază de cost atractivă, pentru că dacă eu achiziționez aici și îmi reduc accelerat baza de cost aici, profit de perioade în care piața iarăși testează linia de suport, unde iarăși vedem potențial că există un interes mai mare să se achiziționeze decât să se vândă, atunci o scădere în baza de cost îmi permite să am un randament mai mare decât dacă aș acumula în zone care sunt pe perioade scurte de timp de creștere. Sper că ți-a plăcut acest material. Nu uita să lași un like dacă apreciezi munca din spate și dacă ți-a plăcut, dacă te te-a ajutat în călătoria ta de investitor, în călătoria ta în finanțe personale, da? pentru că suntem cu toții într-o călătorie și creștem împreună. Și nu uita să lași un like dacă apreciezi munca, dacă ți-a plăcut și bineînțeles că ne vedem în grupul privat pe Discord, ai link în descriere, hai acolo pentru mai multe discuții și acumulează strategii. Lasă un comentariu și spune -mi și mie, tu acumulezi strategic și ce strategii ai? Poți să ne-o spui și nouă. Salut!